Andrei, după primele zile de pregătire aici în Polonia, astăzi și primul joc de verificare, ați întâlnit locul 4 din Polonia. Cum a fost meciul? Da, am întâlnit o echipă bună a campionatului polonez. O echipă, cum a spus dumneavoastră, care a terminat pe locul 4. Eu spun că a fost un test util, să spun așa, pentru că n-am jucat toți jucătorii, se creează și automatisme, să spun așa, pentru că sunt mulți jucători noi și cred că aceste meciuri de verificare ne ajută foarte mult pentru a obține relații între noi, să spun că sunt mulți jucători noi. Cât de mult contează și aceste jocuri de verificare înaintea unor partide foarte grele, foarte importante pentru voi? Pentru noi contează foarte mult, pentru că mentalitatea noastră este să câștigăm orice meci, nu contează dacă e amical sau cu atât mai mult oficial. Încercăm să câștigăm și meciurile amicale, chiar dacă astăzi n-am reușit. Sperăm să o facem în meciurile următoare și, cum am spus, sunt benefice pentru noi, pentru că asta ne ajută înainte de a avea meciurile oficiale și pentru a căpăta și ritm. Așa cum ai spus și tu, au jucat toți cei din lotul aflat aici și jucătorii noi veniți în această vară, încep să se lege așa relațiile și cu ei? Da, eu de când sunt aici de 5 ani, tot timpul vin mulți jucători noi în vară și e mult de lucrat până înțeleg stilul nostru de joc. Nu e ușor să joci la noi, e un fotbal total, să spun așa, un fotbal diferit, dar încercăm să-i acomodăm cât mai repede, să înceapă să înțeleagă și jocul nostru și cred că când vom începe campionatul, fiecare va ști ce va avea de făcut. Mai aveți duminică două jocuri de verificare, apoi încep partidele de foc, începând cu Supercupa. Da, ne va aștepta o perioadă grea, o perioadă atipică, să spun așa, pentru că vom juca din 3 în 3 zile, dar asta e frumos la fotbal, joci în Europa, avem Supercupa, cum a spus dumneavoastră, și ne va aștepta o perioadă grea, dar frumoasă, spun eu. S-a tras la sor și țintarul noului sezon, cum vezi tu primele jocuri? Grele cum vor fi toate meciurile, mai ales început de campionat, până începem să avem ritm, va fi greu, dar vom avea și meciurile europene și sperăm să obținem maxim și din Europa și din campionat. Există această mare provocare și în cupele europene, acolo unde vă doriți un parcurs cât mai lung. Va fi pregătită Farul să reușească atât în campionat cât și în cupe un parcurs cât mai bun, așa cum își doresc și suporterii? Acum lucrul acesta îl vom vedea doar în timp ce vom juca aceste meciuri, pentru că nu putem spune dinainte că suntem pregătiți sau nu suntem pregătiți. Vom vedea la ora meciurilor, în timpul meciurilor și, cum am spus, noi sperăm să câștigăm toate meciurile pentru că asta e obiectivul clubului, asta e mentalitatea care ne transmite mister și încercăm să reușim acest lucru. Ultima întrebare legată de Supercupa, pentru că va fi primul meci oficial. Tu sau golul tău a adus trofeul la Constanța în urmă cu 4 ani. Speri la o nouă reușită și să ridici nou trofeul? Cu siguranță, pentru că să ridici trofeul e o încununare a muncii tale. Am muncit întregi echipe, să spun așa, și chiar te simți fotbalist când ridici trofee. Mă întorc la Ploiești cu gândul acesta, să câștig iară, să marchez iarăși, pentru că am amintiri frumoase de acolo, am câștigat și cupa și supercupa. Sperăm să obținem și anul acesta supercupa.